că ați fost candidat, partidul va merge cu Sorin Oprescu independent la susținere ce? Deci din punctul meu de vedere lucrurile sunt clare. Eu nu am cum să merg cu Sorin Oprescu. Eu am un vot, votul îl voi exprima sau nu, și nu cred că, pe de altă parte, un semnal de partid dintr-o clădire sau alta poate da linia de conduită a electoratului în București. Mă rog, aici oamenii judecă după alte criterii decât cele ale liniei de partid, cred eu cel puțin. În al doilea rând, mă rog, probabil că domnul Sorin Oprescu ar fi dorit sau va dori în perioada următoare să ceară ajutorul Partidului Social Democrat. Eu nu înțeleg ce dorește Partidul Social Democrat în relație cu un candidat care, în afara faptului de a se disocia ieri de fantoma domnului Ion Iliescu, nu am auzit o altă retorică în legătură cu Partidul Social Democrat. Deci e o chestiune care, după părerea mea, trebuie analizată cu foarte mare seriozitate și cred că, sigur, partidul va decide. Partidul e în toate, în cele ce sunt. Ce anunță nu sunt de acord, îmi exprim un punct de vedere personal, dacă vreți să acceptați această variantă. Pentru că, repet, sunt câteva semne de întrebare care n-aș vrea să se transforme încă o dată în vulnerabilități în legătură cu Partidul Social Democrat. Aici eu nu cred că Sorin Oprescu e în poziția să ceară ajutorul PSD, invers. PSD-ul să ceară ajutorul lui Sorin Oprescu. Pentru că pentru Sorin Oprescu nu e o mare câștig să vină declarații oficiale din partea partidului și să spună că îl susțin. El a câștigat rupându-se de partidele politice, de PSD, dar și de sistemul politic. Asta a fost culoarul lui, prin care s-a poziționat în București ca altceva, venind din altă parte. Succesul său pe asta s-a bazat. Ori acum să vină tot partidul să spună: a, stați dumne, că e al nostru. De fapt, Cristian Diaconescu a fost doar așa un candidat de fațadă, dar noi îl iubim pe Sorin Oprescu. Nu îi aduce o mare avantaj lui Sorin Oprescu în bătălia pe care o duce în acest moment cu Vasile Blaga. Deci pentru el personal nu, dar pentru PSD se vor găsi destui care să se alinieze pentru a se da cu cel puternic, cu cel care a luat, iată, destul de multe voturi în București. Dumneavoastră, domnule Diaconescu, veți da un semnal electoratului care v-a votat către cine să se îndrepte sau nu? Nu, în primul rând pentru că nu mi se pare serios. Și nu cred că un politician are atât de mare capacitate de a da semnale și a trimite electoratul în tot felul de direcții, de multe ori sau uneori chiar împotriva sensului pe care îl clama cu câteva zile în urmă. Mi se pare absolut ridicol, neserios. În al doilea rând, repet, eu cred că cel mai bun lucru este să lăsăm electoratul să judece. Și cred că iar în București, dacă ne uităm la componenta votului, vom vedea că electoratul, o anumită categorie de alegători din București, s-au orientat spre un candidat sau altul. Nu cred că ei pot fi influențați într-o direcție oarecum opusă, oarecum diferită. Nu cred, doar așa, prin simpla retorică publică. Ce va însemna, cum vedeți, de mâine, nu știu, imaginea Partidului Social-Democrat, PSD, care îl va susține, probabil, pe Sorin Oprescu? Sorin Oprescu, rămâne de văzut cum va accepta, cum va lua această susținere, având în vedere că am văzut PDL-ul deja iese cu această retorică, cu acest...